Uitați-vă, dumneavoastră cunoașteți legea și uitați-vă. Cum a fost domnul Igor Dodon pe data de 18, pe data de 19 ne-a menat domnul director acest document și a spus că noi nu mai avem drept să stăm în centru de plasament. Da, dar de ce ați ajuns voi la centru de plasament? Și nu aveți casa voastră? Da, am fost exploatat prin muncă în raionul Briceni, la Vadim Pitghirnea, cunoașteți lumea toți. Da, ai povestit astă vară, nu? S-a deschis dosar penal și statul v-a protejat o vreme. Acum au clasat dosarul. Au clasat dosarul, înseamnă că nu s-au confirmat nici exploatare prin muncă, nici robie, nici nică. Totul a fost plătit cu bani grei ca să închidă bun, dosarul ăsta. Bun, și să admitem, și statul nu vă mai protejează, dar voi de ce n-aveți casă? Unde e casa voastră? Proprie casă eu n-am, nici Ludmila n-are. Dar de ce nu închiriați? Sora lui Ludmila... De ce nu închiriați? Închiriați? Înțeleg că are copil în braț, dar dumneata pot să lucrez. Puteți... Da, pot să lucrez. Mă duc la muncă, dar actele nu le am. Dar pe unde sunt actele? La patronul unde am lucrat, actele... Da, hai, dar să protestăm la poliție, nu să protestăm la președinție. Și vina are Dodon, că voi n-aveți casă. Și vina are, pentru că el a zis că copiii și tineretul o să fie protejat când în campanie electorală. Dar el s-a referit la copiii și tineretul socialist, băi, nu la tine. A, la socialiști, noi suntem diferiți de socialiști. Da, te declari unionist, îl critici pe Dodon. Da, eu pe Dodon îl critic, da, mă declar unionist, pentru că eu am jucat odată mofturile lui Dodon, am jucat jocul politic în 2016. Da, am văzut și te-ai cam compromis atunci și lumea nu prea crede când ești tu la cameră și spui ceva, pentru că atunci ai spus minciuni, nu știu, despre Usată, despre Dodon, nu știu despre care ai spus adevărat până la urmă. Dar lumea te știe de la televizor. Acum să știi că de jocul lui Dodon merge în continuare, voi v-ați convins că socialiștii sunt foarte murdari. Toate jocurile care s-au făcut la Basarabeasca murdari continuă și în ziua de azi. Dar și cu Basarabeasca? De acolo ești născut? Acolo sunt născut, sunt din satul Carabetuca. Și acolo este un președinte de, fără studii superioare, dar la doilea mandat. Și fel de președinte? Petru Pușcari, de la socialiști. Președinte de raion? De raion, da. Ei, asta nu contează. Dar de ce nu ești în sat? De ce nu ai casă părintească? Ce ai acolo? Casă părintească n-am, pentru că noi, eu am crescut la bunica. Am înțeles. Și casa bunicii? Acolo am... Alte rude. Alte rude, alte și rude. Acolo am... Unde? Și singura soluție acum, dacă vă dau afară din centru ăsta, e să găsiți o chirie și să găsești de lucru. Da, găsim o chirie, dar chirie am în ziua de azi... Costă, dar nu neapărat în Chișinău, eu la Basarabeasca. Mai ales în, sau mai ales în state, sunt o grămadă de case abandonate. Iată, dacă găsesc niște oameni care vă pârnească în casa lor. Îmi spune domnul jurist și domnul Bejanar Gheorghe, directorul centrului plasament. Și cu... Dar centrul ăla e pentru bătrâni, pensionari, da. Plasează și de ăștia care vin la pușcării. Înțeles. Sunt plasați care... Ca să integreze în societate, de tot felul, da, da, da. Sunt persoane sănătoase acolo în centrul plasament, care n-au domiciliu și tot trăiesc acolo. Am înțeles. 10 zile ca să pot găsi. Noi am sunat la asistența socială la domnul Martinov la Basarabeasca, l-am sunat pe domnul primar la Basarabeasca, el vă așteaptă. Eu și mă duc în salon și vorbesc cu domnul Valentin Cimpoieș, primar de Basarabeasca, el nu știe nimic. Domnul Martinov de la asistența socială, directorul, nu știe nimic. Mă duc la domnul director și spun: noi, deci ei vor scape de voi, să vă duceți la Basarabeasca, chiar dacă nu vă pregătiți drumul, da. Acum iarna, chiar dacă e soare, dar iarna, noaptea, e frig. Copilul e mic, 2 luni de zile are. Două luni are, da. Și asistența socială... Dar ce te plângeai, că nu știi care asistență socială raională, de la Cahul, vor să vă ia ca... De ce, de la Cimișlie? Ludmila. A, Ludmila e de acolo. Da, ei de acolo. Dar ea, am înțeles că mai avut un copil, nu? Are un copil, e luat de sora ei la Italia. Și s-a deschis dosar penal pentru răpire de copil, ea trebuie să fie adus în țară, dar văd că tot... Dar sunteți mulți aici cu răpire de copil, ia câtălui și Gheorghiță de la... Da, da, da. Domnul Sagadac are probleme cu locul. El n-are cu copilul probleme, măcar n-are copil. Este separată și că nu poate să vorbească cu dânsa. Partajarea de ieri. Da, da, da. Eu pus ședință judecat pe 28 ianuarie, dar judecătoarea nu pus sechestru. Acum se aștept o săptămână... S-a pus sechestru pe casă? Nu, nu a pus sechestru, a pus... Dar ce ai cerut sechestru? Da, prin cerere... Să vă spun cum s-a întâmplat, domnul Oleg, scuzați ca să citesc. Dar ce arată? Un certificat de deces? Nu, uitați, v-am scris. Cui ai scris scrisoare? Scrisoare către tot să aud o țară întreagă. Pe data de 18, luna 12-2019, în jurul orei 13, domnul președinte Igor Dodon, prima doamnă, doamnă Galina Dodon... Dar de ce nu povestești cuvintele tale? Ți-o scris poate cineva acolo? Eu am scris.
Asta, și doamna ministru sănătății Viorica Dumbrăveanu au vizitat centrul de plasament. Am văzut video de la Mătăsaru, da. Dar și dumneata puteai transmite în direct, des eu repare în direct. Ei ne-au spus, intră în salon, doamna, o doamnă m-a fugărit în salon și niște... Și-a ei după și eu, doamne, că așa de la Trușeni, unul spune că l-au dat babile afară din biserică, dar și te tind de babi. Ascultați, domnul Dodon a dat indicații la bază și ne-a spus din salon să nu ies. Am înțeles, bun. Domnul Gheorghe Nicolae a spus în fața camerei, în fața la Jurnal TV, în fața la Moldova 1, TV8, că pe timp de iarnă nu ne alungă în stradă. Și multe ori ne-au confirmat la oamenii de la poliție când au fost chemat poliția și el a spus eu persoanele astea nu le dau iarna afară. În stradă. Păi ea că nu vă dă afară, dar nu vă dă mâncare. Ne dă afară din stradă, că au venit de la ministrul sănătății. Azi noapte ați dormit acolo, nu? Am dormit acolo pentru că... Da, era data de 21 și în document scrie din 20 de am să nu mai ieșiți acolo. Înseamnă că vă lasă. Dar păi sâmbătă și duminică ei nu lucrează. Așa, am înțeles. Luni dimineață poate să vii și putem să ne luăm, să ne trezăm cu lucrurile noastre de pe parte. Dar tare multe lucruri aveți. Avem, că ne-au adus niște voluntari de la Italia. A, din pomeni. Nu pomeni, asta s-a făcut pentru copil, nu pentru mine, nu pentru... Donații! Bine, nu-s pomeni, sunt donații. Donații. Bine, lui place alt cuvânt. Și domnul Dodon, asta e o răzbunare. El a dat cu doamna ministru indicații că să fim scoși de acolo. Dar el ce interes are? Are interes, pentru că el atunci cu ajutorul lui Petru Pușcar și cu ajutorul lui Dodon l-am luat din fața... Lui l-am luat din cale, l-am înlăturat pe Renato Usată și el a devenit președinte. Pentru că Renato Usată era pentru dânsul, ca cum spune, ca Brania. Și cum eu l-am înlăturat pe Renato... Cum l-am înlăturat? Cu minciuna și ea? Da, ei mi-au spus fac show și ala și am făcut show și ala și la urmă am rămas eu. Că a scos domnul președinte un act. Că eu sunt invalid, că am... El a făcut show și... Da, și ascultați, am făcut un certificat că sunt la medicul psihiatru la evidență și nu s-a confirmat, actul era fals și domnul președinte de raion l-am dat pe mâna poliției, am scris, s-a deschis dosar penal, până la urmă nu s-a mai făcut dreptate, s-a clasat dosarul. Acum iar s-a clasat dosarele pentru exploatare de muncă și cu amenințare cu... Dar decizia e definitivă, voi puteți să o contestați, nu ordonanța aceea de clasare. N-am primit decizia. Ordonanța, da. N-am primit la mână. Că-s 10 zile ca să o contești, trebuie neapărat să ceri. Că aici dacă îi spune... Asta e altceva. Nu, dar aici invocă ordonanțele, nu? Duci cere de la procurori ordonanțele. Se cer acte aici, ne-a venit tot în cofaie scris aici, dar eu n-am primit că... Mergi la procurori și cere ordonanțele, ca mâine zi de lucru, du-te la procuratura antitrafic. Președintele nu-și bate capul de cetățeni. El lui Rusia, Moscova, altceva nici nu știe. În schimb, se ocupă guvernul de asta. Poftiți la microfonul liber. Un microfon pentru toată lumea.